La începutul ședinței, consilierul local Ilie Clement a rămas fără scaun, fără să aibă vreo vină. Aceasta pentru că la ședință au venit mai mulți consilieri decât până acum, respectiv cu unul mai mult. Situația s-a creat din cauza că doi consilieri ocupă același mandat. Marius Stanciu, cel care a fost exclus din Consiliu anul trecut, a câștigat în instanță dreptul de a reveni și asta a și făcut. Iar cea care îl înlocuise, Daniela Preda, a rămas și ea în Consiliu, deoarece conducerea primăriei nu a promovat un proiect de hotărâre pentru ca mandatul său să înceteze, chiar dacă instanța i-a dat dreptate lui Marius Stanciu. Pe lângă această situație a apărut și o propunere inedită, aceea ca fiecare consilier să aibă la dispoziție doar un minut pentru a-și prezenta opinia la fiecare proiect de hotărâre, fapt care a stârnit nemulțumiri. Vreau astăzi să stabilim, pentru că vedeți ce avem aici, da? Fiecare dintre dumneavoastră se înscrie la cuvânt și să aibă dreptul să vorbească pe temă un minut. Cine este pentru? 5 minute, bravo! Eu zic, dar având... 10 secunde, domnule președinte. S-ar putea să avem un problem. Vă rog frumos. Tocmai din motivul ăsta, fiecare sintetizează ideile, spune ce avem de spus. Și da, noi am de oprit. Și discutăm de un proiect de buget care trebuie dezbătut. Dacă nu să considerați că se pot atinge puncte, sute de puncte pe care are bugetul ăsta, înseamnă că ne îmbătăm cu apă rece și am încheiat subiectul. Până la urmă, regula minutului nu a mai fost respectată. De foarte multe ori, la diverse puncte de pe ordinea de zi, au avut loc discuții prelungite și schimburi de replici și nimeni nu s-a mai gândit să cronometreze.